criza energetică crește facturile, iar creșterea facturilor scade vânzările imobilelor. Așa s-ar putea descrie fenomenele în derulare pe piața imobiliară europeană. Creșterea dobânzilor creditelor reduce și mai mult posibilitățile de achiziții. Discut mai multe despre acest subiect cu colegul meu Balaș Barabas. Salut Balaș. Bună dimineața. Ce țări sunt afectate de scăderea prețului imobilelor? Nu știu dacă e vorba neapărat de afectarea business-ului de pe piața imobiliară, dar în orice caz prețurile, da, au început să scadă în Occident, în Statele Unite și în Suedia, dar și în Marea Britanie. Acest lucru se datorează în mare parte recesiunii economice care se întrezărește sau care a început să apară în piețele occidentale și, bineînțeles, pieței imobiliare afectate, în primul rând, de inflație. Deci acestea sunt cauzele pentru care prețurile încep să scadă. Evident, în Statele Unite, scăderea pieței imobiliare nu provoacă turbulențe atât de puternice ca în perioada crizei din 2007-2008, cauzele sunt altele. Și piața financiară este mult mai stabilă, mult mai puțin expusă tendințelor negative și descreșterii bugetului familiilor. Dar Balaș, care este situația actuală în Europa de Est? În Europa de Est se pare că două mari piețe sunt afectate de procesele de pe piața imobiliară. În primul rând, Ungaria și Polonia. În Ungaria sunt două elemente care influențează foarte puternic piața imobiliară. Primul element este piața energetică, facturile la energie electrică și gaze acestea au urcat foarte mult și cumpărătorii evită tot mai mult cumpărarea de imobile în general, dar în special a imobilelor, a imobilelor și caselor de peste 100 de metri pătrați. Acestea nu așa trebuie încăzite, costă foarte mult încăzirea acestora iar cumpărătorii sunt mai puțin dispuși să plătească foarte mult pentru, pe de o parte pentru cumpărarea acestor imobile, iar pe de altă parte pentru încăzirea acestor imobile. Apoi mai este și problema creditelor. Piața imobiliară nu așa este influențată foarte puternic de credite. Majoritatea oamenilor își cumpără imobile pe credit, iar acestea s-au scumpit foarte mult după ce inflația a dus la creșterea dobânzilor de, de bază a băncilor naționale. În Polonia, situația este puțin diferită. Aici s-a observat un aflux foarte puternic al refugiaților din Ucraina. Practic, au sosit 1,5-2 milioane de refugiați din Ucraina în Polonia. Aceștia, evident, au nevoie de locuințe care nu sunt suficiente, deși Polonia este o țară mare, mai mare decât România. Aici locuințele nu sunt suficiente pentru a putea face față acestei cereri uriașe. Și, pe de altă parte, și dezvoltatorii construiesc foarte puține locuințe noi, dar încearcă să-și păstreze și să-și mențină ridicate prețurile la aceste imobile noi, deja construite, pentru că nu vor să renunțe la marja realizată pe vânzarea acestor imobile. Bala și îți mulțumesc pentru informații.